Bun găsit, bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Gândește, Decide, Votează. Suntem în campanie electorală, mai avem mai puțin de 10 zile până când vom merge la vot și ne vom alege reprezentanții în Parlamentul României, 8 deputați și 3 senatori. Aici, în cadrul acestei emisiuni, avem invitat pe cei de la PNL. Este vorba de numărul 1 Senat și numărul 2 Camera Deputaților. Nu că ar fi un clasament, este vorba de poziția numărul 1 pe buletinul de vot, domnul senator Eugen Azare Țapu și domnul Dan Laurențiu Leureanu, deputat în exercițiu, numărul 2 pe buletinul de vot la Camera Deputaților din partea PNL. Bună seara, bine ați revenit la noi în studio. Bună seara, bine v-am regăsit. Salutăm și pe privitorii postului dumneavoastră. Bună seara. Cu plăcere de fiecare dată. Nu avem foarte mult timp la dispoziție pentru că doar o jumătate de oră este alocată acestei emisiuni, însă haideți să, zic eu, să trecem în revistă cât mai multe subiecte și este o știre de ultim moment, să spun așa, care a apărut chiar astăzi. E vorba de autostrada Unirii A8. Iată, 3 oferte pentru studiul de fezabilitate și proiectarea autostrăzii de la Târgu Neamț la Iași și Ungheni. Se mișcă cumva lucrurile, acest lucru, sau cel puțin acest studiu, demararea achiziționării studiului de fezabilitate s-a făcut odată cu guvernarea liberală. Am să spun câteva cuvinte aici și apoi și colegul meu o să continue, pentru că am și coordonat la nivelul Partidului Național Liberal campania de strângere de semnături pentru susținerea proiectului de lege privind construirea autostrăzii Unirii aici în Moldova. Am fost și purtătorul de mesaj în cadrul Camerei Deputaților și de asemenea am fost delegat în comisia care a participat la semnarea, la promulgarea legii privind construirea la Cotroceni. Așa cum ați spus foarte corect, Partidul Național Liberal, guvernul Ludovic Orban, a venit și până la urmă a repus lucrurile în matca lor firească. După cum știți, PSD-ul aruncase acest proiect într-o debara, în beznă, și anume la Comisia de Statistică și Prognoză, care n-avea niciun atribut pentru construirea de astfel de investiții, pentru dezvoltarea de astfel de obiective. Foarte corect a fost adus acolo unde trebuie, la Ministerul Transporturilor, la Autoritatea pentru Drumuri, Autostrăzi și Căi de Transport Rutier. Așa cum ați spus, a fost scos la licitație studiul de fezabilitate pentru tronsonul Târgu Neamț, Târgu Mureș, dar de asemenea și tot ceea ce înseamnă reverificarea indicatorilor tehnico-economici, trasarea punct cu punct, că până acum se vorbea doar într-o poveste despre segmentul Târgu Neamț, Iași-Ungheni. Această licitație se face pe ceea ce înseamnă studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție, asistență tehnică pe parcursul desfășurării lucrărilor și monitorizarea punct cu punct a investițiilor. Este o lucrare foarte importantă care are ca timp desfășurarea pe timp de 36 de luni, ulterior cu scoaterea la licitație ai execuției. În momentul de față, așa cum am spus, sunt 3 oferte, 2 companii din România și un consorțiu românesc, româno-italian. Lucrurile deci se află într-un pas bun, pentru că au demarat, s-au salvat 3 ani din parcursul acestui proiect, prin scoaterea lui de la această comisie de prognoză, dar și prin obținerea avizelor pe mediu. Partidul Național Liberal, mai mult decât atât, și acest obiectiv, pe lângă cele 3 pe care eu împreună cu colegii, noi Partidul Național Liberal din Moldova le-am susținut, și anume Autostrada Unirii, canalul Siret-Bărăgan, care intră pe ceea ce înseamnă programul de gestionare a apelor și pe Planul Național de Recuperare și reziliență, și în același timp vorbim și de spitalul de urgență de la Iași, pentru care deja s-a semnat contractul de finanțare Comisiei Europeană și în momentul de facere în conceperea documentației tehnice. Așadar, lucrurile se mișcă. Este foarte important că în atenția guvernului și acest obiectiv, pe lângă celelalte pe care le-am amintit, plus cu obiectivele pe care le avem pentru județul Neamț, pentru Roman, Roma Metropolitan și Moldova. Deci, într-adevăr, Autostrada Unirii este în momentul de față într-un pas hotărât înainte și așteptăm foarte repede analiza cu foarte mult pragmatism, dar și cu transparență și seriozitate, atribuirea acestui contract pentru a se trece în faza următoare. Vă rog, domnule senator. Eu aș mai avea de completat doar atât la ce a spus foarte corect domnul deputat Leureanu. Partidul Național Liberal, imediat ce a venit la guvernare, a scos din PPP,
acest obiectiv vital pentru zona Moldovei, adică acolo a fost un segment pe Târgu Neamț, Iași, parteneriat public. Și a mers direct la Comisia Europeană pentru finanțare și Comisia Europeană a dat aprobarea pentru a fi finanțat obiectivul. Dar nu este pentru mine nicio noutate că PSD-ul practic nu a mimat construcția de autostrăzi. Ei nu au interesul să dezvolte Moldova și Oltenia, pentru că interesul lor este să le țină subdezvoltate. Cu cât sunt zonele mai subdezvoltate, cu atât cetățenii devin mai dependenți de ajutoare sociale și atunci sunt mai ușor de manipulat și obțin mai multe voturi. Asta este strategia PSD-ului dintotdeauna, cel puțin pentru regiunea noastră, pentru Moldova și pentru Oltenia. Dar vedeți, România va avea la dispoziție în următorii ani peste 80 de miliarde de euro, și anume 30,44 de miliarde de euro prin mecanismul de redresare și reziliență, 28,22 de miliarde de euro pe fondul de coeziune, 19,3 miliarde de euro pentru politica agricolă, 1,94 de miliarde de euro din fondul de tranziție justă și mai mult, încă circa 4 miliarde din fondul SURE. Banii ăștia trebuie să atrași ca să putem dezvolta România. PSD-ul nu este în stare să atragă nimic, pentru că ei nu mai au niciun fel de relații externe la ora asta când vorbim. Nici măcar în familia socialistă europeană au relațiile înghețate cu socialiștii europeni. Să rețineți ce vă spun. Și studiați asta ce vă spun. Deci tot ce fac este să mintă de dimineața până seara, promit marea cu sarea, lucruri nerealizabile. Ei au vrut să facă. Eu aș vrea să confirm ce a spus domnul senator foarte corect aici. Haideți să ne aducem aminte în 2016, atunci când PSD, prin președintele de atunci Liviu Dragnea, venea în studiouri de televiziune și ne desena frumos cu markerul pe hârtie autostrăzi, spitale regionale, cum o să atragă fonduri europene. Inclusiv canalul Siret-Bărăgan? Inclusiv canalul Siret-Bărăgan. Ce au făcut ei în cei 3 ani și ceva cât au condus România? Au avut 3 guverne pe care tot ei unul după altul le-au dărâmat, 3 prim-ministri de care s-au dezis, Grindeanu, Tudose și Dăncilă, pe care i-au dat afară cu propriile lor mâini. Le-au reintegrat acum. Și asta vreau să spun. Iar acum domnul Ciolacu, pe cine anunță ca posibil prim-ministri? Pe domnul Grindeanu, de care s-au dezis și care are încă pe frunte eticheta de ordonanța 13, care a aruncat România în aer, care a rupt România de parcursul euroatlantic, cu sesizările la Comisia Europeană, cu sesizările la Comisia de la Veneția, România n-ar trebui să uite, cu 10 august atunci când au bătut românii în stradă, și cu mai cine? Sau domnul Tudose, prim-ministru? Cine e domnul Tudose? Cel care a fost prim-ministru și care nici măcar nu mergea la serviciu. Dacă vă aduceți aminte, a venit atunci prim-ministrul Japoniei, a treia putere economică mondială. Și nu a catadixit să se ducă la întâlnirea cu prim-ministru, făcându-ne de râs în lume. Adică ce facem acum? Venim și avem în față din partea PSD-ului doi prim-ministri reeșapați, pe care i-au reevaluat, pe care îi spun că ăștia vor fi viitorii prim-ministri, mai rămâne să o aducă și pe doamna Dăncilă. Adică, practic, ce avem aici? Lanțul de transmisie, Dragnea, Ciolacu și dedesubt cele 3 capete luminate. Vorbim despre Tudose, vorbim despre Grindeanu și doamna Dăncilă, care când era la Suceava spunea ce frumos aici la dumneavoastră, la Hunedoara, și când era în Muntenegru vorbea că de fapt s-află în capitala Kosovo. Deci vorbim despre niște oameni care au rupt relațiile cu Uniunea Europeană, care ne-au pus într-o situație defavorabilă vis-a-vis de parteneriatul strategic cu Statele Unite. Iată că acum guvernul liberal, într-o perioadă foarte grea, pentru că avem un an de zile când România trece prin cea mai mare criză sanitară și economică de după al doilea război mondial. Cu toate acestea, uitați, țări consolidate din punct de vedere sanitar, țări consolidate din punct de vedere economic, ca Italia, ca Germania, ca Spania, ca Franța, ca Belgia, se clatină. Unele sunt îngenunchiate. Totuși România, târâș-grăpiș, cu măsurile luate, reușește să treacă prin această furtună. Evident, guvernul a căutat să pune pe primul loc sănătatea românilor, apoi mediul economic și cu toate acestea uitați-vă că pe primele 10 luni avem cele mai mari investiții din ultimii ani în România. Aproape 35 de miliarde, cu șansă ca până la sfârșitul anului să atingem 55 de miliarde investiții în
România cu 5 miliarde peste prognoza pe care a făcut-o guvernul la începutul anului, când PSD-ul spunea că e futuristă, că nu se poate realiza. Iată dovada că se poate face. De aceea românii trebuie să înțeleagă, și am să închei această argumentație, să nu ne așezăm acum pe 6 decembrie în poziția în care am fost în 2016. Când tot așa, datorită lipsei prezenței la vot, s-a creat un monstru, majoritatea PSD în Parlament, care și-au bătut joc de România 3 ani de zile. De aceea invit pe români să înțeleagă că prezența este importantă. 5 minute, cu protecție, cu mască, cu dezinfectat, am votat, ne-am făcut datoria de cetățean și putem merge mai departe într-o construcție euroatlantică românească adevărată pentru promovarea și atragerea celor peste 80 de miliarde de euro în favoarea românilor pentru investiții în România, nu cum vrea PSD-ul în propriile buzunare, așa cum îi sticlesc ochii. Că asta e miza lor acum. Să vadă cum poti ciușmuli aia peste 80 de miliarde de euro. Vom reuși să atragem cei 80 de miliarde de euro, domnule Cu senator? Siguranță, dacă și eu am convingerea că viitorul guvern se va face în jurul Partidului Național Liberal, iar domnul prim-ministru actual și viitor prim-ministru va fi Ludovic Orban. Acum, imaginați-vă că președintele a negociat cei 83 de miliarde cu Comisia Europeană, susținut de un guvern liberal, pentru că nu putea să facă nimic singur. Tehnic a fost susținut tot. Dacă ar fi fost un guvern PSD, vă garantez că nu aveam suma asta la dispoziție România. Da? Adică să fim cinstiți. Nu au avut nici în timpul guvernării apetit pentru fondurile europene. De ce? Pentru că acolo este necesară transparența, sunt licitații publice. E un control strict, da? Sigur, monitorizare. Și mai e un lucru pe fondurile europene. Din punct de vedere al justiției, sunt imprescriptibile. Adică dacă ai furat... Acum? Răspunzi și peste 15 ani. Peste 20 de ani. Da? Despre asta e vorba. E, când oamenii s-au învățat numai cu minciuni și cu hoție, mai e complicat să te apuci de furat. Mai bine furi din banii de la buget, dar alocați discreționar pe baronii locali și... Și furi din bani împrumutați. E și mai grav. Măcar dacă ai furat din banii pe care îi produci tu în țară. Ați văzut cum aruncă, că vezi, domne, ați îndatorat România pentru generațiile viitoare. Domne, necesarul de împrumut al României anul ăsta e 138 de miliarde. Până la luna 10-a s-au luat 100 de miliarde împrumut. Din ăștia 100 de miliarde împrumut, 30 de miliarde sunt arierate în economie, adică banii pe care PSD-ul nu i-a plătit companiilor private și care îi datorau companiilor private. Investițiile făcute de guvernul liberal și, le-a plătit, astea 30 de miliarde, iar 50 de miliarde sunt împrumuturi scadente făcute de guvernările PSD. Scadente în 2020. De 60 de miliarde în cele 100. Iar deficitul este de 96 de miliarde. Și vedeți că luăm 138 de miliarde, deci o parte din deficit nu-l acoperim din împrumuturi, ci îl acoperim din veniturile mai mari, pentru că am scăzut taxarea și impozitarea, am eliminat toată suprataxarea introdusă de PSD și au venit venituri mai mari la bugetul țării. Acum, ce aș mai vrea să spun, programul de guvernare al Partidului Național Liberal este axat în special pe investiții majore în economie și pe utilizarea fondurilor europene. Pentru că este o oportunitate și o șansă crucială ca în următorii 4, 5, 6 ani de zile să ducem România, să o facem una din cele mai importante forțe economice ale Uniunii Europene. Nu cum este acum. Ce model ar trebui să... Modelul pe fonduri europene deja este ales, modelul polonez, care e un model de succes. Eu am avut discuții cu domnul ministru Boloș încă de la instalarea domniei sale, și am discutat despre modelul polonez, pentru că discutăm în interiorul partidului și a zis, da, așa este, o să văd, mă duc, mă documentez, știa despre, pentru că e un bun specialist, știa și într-adevăr a adoptat modelul polonez pentru că e cel mai eficient. Ca să poți să tragi fondurile europene, trebuie să faci trei lucruri. Unu, să simplifici toate regulile, să le lași numai alea negociate cu Comisia Europeană. Doi, să prinzi grad de contractare peste 250, între 250 și 300%. De ce? Pentru că în orice proiect nu se cheltuie 100% bugetul. Și trei, să prinzi în bugete multianuale de 3 ori mai mulți bani decât ai nevoie
pentru a atrage fondurile. De exemplu, Polonia a avut 80 de miliarde, fiind o țară dublă ca populație față de România, și și-a prins în bugete multianuale 240 de miliarde de euro. Și așa a tras 110% din fondurile europene. Și am fost vara trecută la Varșovia și în Cracovia, am făcut niște o excursie. Este transformată total. Eu am fost acum 2 ani cu autostrăzi, e plină de autostrăzi, de aeroport, de căi ferate de mare viteză. Se lucrează, se lucrează în ritm susținut, se construiește foarte mult. Așa este și asta trebuie să facem și noi obligatoriu în România, pentru că necesitățile țării și în special a zonei Moldovei, că bine spunea despre A8, dar nu e numai A8. E și A7? E și A7, sud-nord, care e demarată, iar anul ăsta se termină primii 24 de kilometri de autostradă, în regim de autostradă, pe centura Bacăului, și mai e și Bacău-Brașov. De-aia, ca să putem interconecta atât Piatra Neamțu, Romanul e mai conectat, dar oricum nu e conectat la piața de desfacere care este vestul. Și aș vrea să mai completez aici un pic, foarte corect a spus domnul senator, cu demersul și discuțiile pe care le-a avut cu ministrul Boloș cu privire la modelul polonez, și eu am avut discuții cu domnul europarlamentar Sigrid Mureșan, care a și lansat deja o procedură simplificată pentru atragerea fondurilor. Știți că noi aveam o birocrație foarte stufoasă în atragerea fondurilor europene. În discuții pe care le-am avut la Comisia Europeană, eu chiar am reproșat la un moment dat acolo anumite lucruri și am greșit, pentru că mi-au dat-o într-un retur foarte invers. Birocrația n-am creat-o noi, voi ați creat această birocrație, pentru că tot ați vrut să vă puneți paznic și până la urmă tot nu s-a executat corect. Exact. Și atunci am discutat să intrăm și cu o procedură simplificată, cu un model de succes, cu o procedură simplificată, cu un guvern care a lucrat pe programul național de recuperare reziliență, pe ceea ce înseamnă POR, pe atragere de fonduri europene. Avem deja un triunghi care poate reprezenta în succesul atragerii fondurilor și dezvoltării investițiilor în România. Domnul, vă dau un exemplu concret. În 2007, când eram la Ministerul Economiei, eu am negociat programul operațional sectorial creșterea competitivității economice. Și la un moment dat am blocat negocierile cu Bruxelles din cauza multiplelor condiționalități care nu erau tehnice, ci erau și politice. Și până la urmă am blocat 3 luni programul. Când l-am deblocat, Comisia a acceptat părerea României reprezentată de mine acolo. Am venit în țară, l-am autorizat primul program, am tras prima 100 de milioane prin crearea fondului de garantare și contragarantare a creditelor împreună cu Fondul European de Investiții, că eu l-am creat ăla. Și prima 100 de milioane de euro trase de România acolo a fost. După care am plecat de la Ministerul Economiei. După ce am plecat, au luat unitatea de management de la Ministerul Economiei, au trecut-o la agenția de IMM-uri și a ieșit un dezastru. Da? Au început să bage instrucțiuni la instrucțiuni, reguli după reguli. Comisia Europeană a negociat 5 reguli marșilate, alea trebuiau să rămână. Asta se întâmplă, au suplimentat. Încă 21 de reguli peste alea 5 care au fost discutate. Încă 21. Știți cum e? Este evident că n-am inventat noi roata. Ar trebui să ne uităm la modele de succes gen Polonia, dar nu mai Polonia, chiar și Cehia și Slovacia, țări din fostul bloc comunist care iată cât de bine s-au descurcat. Noi am rămas în continuare la coada acestei liste împreună cu Bulgaria, chiar și Bulgaria n-a depășit. Adică mulți români nu mai înțeleg. Tocmai de aceea cred eu că neîncrederea în clasa politică este atât de mare, pentru că se promite de 30 de ani și s-a făcut foarte puțin. E corect ce a spus dumneavoastră, numai că vedeți, neîncrederea poate să nască o anumită pasivitate, o anumită neimplicare. Și venim la acea vorbă care spune că somnul rațiunii naște monștri. În momentul când populația de bună credință, oameni care analizează, care gândesc cu propria lor minte și care nu gurgitează precum struțul ce li se aruncă în față,
lipsesc de la vot, atunci se poate crea o masă de manevră care să fie ușor manipulabilă. Pentru că PSD-ul are acel electorat pe care și-l încolonează, indiferent dacă apar vești despre ei că au furat, că au delapidat, ei au un anumit segment care se încolonează orice ar fi și merg și votează. Noi avem nevoie ca oamenii de bună credință, care judecă cu propriul lor cap, care analizează să fie prezenți la vot. Noi le spunem să aibă încredere în PNL, într-un guvern care trece România prin criză și prin furtună, menține România pe linia de plutire, duce România prin investiții către o economie consolidată. Dar sigur, fiecare analizează și votează conform propriei aprecieri. Da? Dar ceea ce noi vrem să dăm ca un impuls important e să mergem la vot. E păcat de cei care în 89 au murit împușcați în stradă. Poate astăzi sunt părinți și bunici care merg la mormântul copiilor lor, aprind lumânări, își aduc aminte de cei care nu mai sunt, că au murit pentru ca România să fie un stat consolidat, democratic și stat de drept. Noi cred că avem măcar această minimă obligație de a merge la vot și a vota conform propriei noastre percepții. Pentru că avem nevoie ca în viitor un guvern implicat, un parlament responsabil, cu un președinte care vedem că se bate pentru România, să conducă România spre dezvoltare. Cred în acest lucru și invitația mea este una plină de respect, plină de decență și de responsabilitate, să mergem împreună la vot, pentru că România, țara noastră, merită această șansă pentru 4 ani și nu are nevoie să reia din nou perioada 2016, 2017, 2018, 2019 de bătaie de joc față de statul de drept, față de cetățeni, față de economie, față de tot ce e corect, legal și moral în această țară. Există în programul noastră de dezvoltare, de guvernare și capitole dedicate reparațiilor lucrurilor care au fost stricate de guvernarea PSD și mă refer în special la pe zona justiției. Știți foarte bine că chiar dacă n-au reușit să treacă tot ceea ce și-au dorit, sunt anumite zone unde s-a intervenit. Evident că există și vom face în domeniul acesta niște legi clare, niște legi predictibile și fiecare care greșește trebuie să răspundă, indiferent că e ministru, că e parlamentar, că e om simplu. Da? Aici pe zona justiției. Dar eu voi reveni la investiții, pentru că de ce tot pisăm pe investițiile astea? Dom'le, numai prin investiții poți să creezi locuri de muncă mai bine plătite, poți să plătești pensii, poți să plătești alocații. Dacă nu faci investiții și faci creștere exclusiv, bazată exclusiv pe consum, așa cum a făcut PSD-ul, vedeți ce se întâmplă. Te duci cu țara de râpă. Investițiile astea vor crea, pe care noi le-am prevăzut atât în Planul Național de Investiții creat de guvern în luna iulie a anului curent, cât și în programul de guvernare, sunt investiții de peste 110 miliarde de euro. Investițiile astea vor crea 560.000 de locuri de muncă mai bine plătite, salariul mediu net va ajunge la 1.000 de euro pe lună, da? Deci crește cu 50% față de ce e acum. Pensiile vor crește cu 46% punctul de pensie comparativ cu 2019, cu reperul de plecare. Iar alocațiile se vor dubla până în 2022. Despre asta vorbim. Nu ai cum să faci creșteri din pix, nici de pensii, nici de salarii minim sau altceva, fără să ai în spate un fundament economic solid. Ori o creștere economică sustenabilă trebuie să bazeze în primul rând pe investiții și apoi pe consum, nu invers. Nu exclusiv pe consum. Asta n-au priceput cei de la PSD. Poate nici n-au vrut să procedeze. Clar că n-au vrut, pentru că, repet, dacă ei conectau, începeau autostrăzile și conectau Moldova, de exemplu, și Oltenia la circuitul economic, zonele alea se dezvoltau rapid și, aici, corect. Și lumea începea să capete bunăstare. Da? Când capeți bunăstare, îți câștigi libertatea economică. Câștigându-ți libertatea economică, câștigi libertatea de gândire și libertatea de exprimare și își pierde electoratul.
Pentru că hai să vedem pe geografia politică a țării, nu? Care sunt zonele cele mai slabe din punct de vedere economic, paupere? Vorbim de Vaslui, vorbim de Botoșani, vorbim de Neamț, vorbim de Olt, vorbim de Mehedinț, vorbim de Dolj. Toate aceste zone de cine sunt conduse? De PSD. Haideți să vedem ce se întâmplă în Brașov, în Alba, în Mureș, în Bihor, în Timiș. Aceste zone sunt conduse de dreapta, de PNL. Acum o să zică cineva, domnule, PNL-ul este deținătorul adevărului absolut? Nu. Nimeni nu deține adevărul absolut. Dar PNL-ul este cel care deține până la urmă elementul de voință pentru dezvoltare și emancipare. Iar toate aceste exemple și contraexemple confirmă ceea ce spunem. Pentru că în 2016 când au venit ne anunțau câte mii de kilometri vor face 8 spitale regionale. Nici măcar n-au început unul. Iar noi deja am semnat 3 contracte de finanțare. Am proiectat un contracandidat la Senat de la PSD care a fost ministrul transporturilor, care a dat în funcțiune 0 km de autostrăzi, 0, și care s-a remarcat numai prin faptul că a ținut avioanele Taromului și a prejudiciat și compania Tarom economic. Ca să nu ajungă parlamentarii la vot, mi-aduc aminte. Eu anchet acolo și, apropo, că nu-i fac eu anticampanie domnului respectiv, dar m-am uitat și eu să vedem ce activitate a avut în ultimii 4 ani. Nicio interpelare, nicio întrebare. Deci nu glumesc, nicio interpelare în 4 ani, adică te duci acolo ca să ce. Iar proiectele de legi sunt cele pe care știm foarte bine cum sunt făcute cele mai multe dintre ele. Sunt făcute de oameni capabili și în rest sunt coinițiatorii care semnează să dea bine acolo la număr. În principiu are dreptate domnul deputat și o să insist și eu, sunt cruciale aceste alegeri de pe 6 decembrie dacă vrem să ducem România într-un pas de dezvoltare accelerată și dacă vrem să ajungem și noi o țară așa cum e Germania, cum e Franța, cum e Polonia. Sau măcar Polonia, Cehia, Slovacia. Slovacia e bine, Cehia. Da? Adică dacă nu facem asta și nu ne alocăm 10-15 minute în duminica din 6 decembrie să venim la vot și lăsăm pe alții să decidă, eu zic că nu e în regulă. Fiecare vot este deosebit de important. De aia apelul și al meu este ca lumea să vină masiv la vot și să-i penalizeze pe cei care s-au ocupat de minciună, de hoție, de subdezvoltare, de sărăcire a oamenilor, adică pe PSD. Da, nu mai avem decât un minut la dispoziție. Eu aș vrea să spun aici că aceste alegeri sunt mult mai simple din punct de vedere a tehnicității, a desfășurării votului. Pentru că dacă alegerile locale am avut 4 buletine de vot cu 4 urne, acum avem doar 2. Un buletin pentru Camera Deputaților, un buletin pentru Senat. De asemenea și numărul de formațiuni care se află pe buletinul de vot e mai mic decât ceea ce a fost la locale. Practic într-un sfert de oră cu tot cu drum ajungi, ai votat, îți doar 2 buletine de vot. Partidul Național Liberal se află pe poziția 6, acum se deschide pe buletinul de vot pe pagina din dreapta colțului din dreapta sus, e și partid de dreapta care promovează dezvoltarea, investițiile și viața spre mai bine, iar eu cred că trebuie să fim cu toții responsabili. Este vorba de viața noastră, nu este vorba de un moft, nu este o invitație la o nuntă, nu este invitație la o zi a unui oraș sau unei comune, nu este o invitație la o onomastică, este o invitație la manifestarea unui drept fundamental prevăzut prin Constituție pentru care au murit oameni, dar și au unei obligații morale pe care o avem, să nu lăsăm pe alții să decidă pentru noi. Fiecare să ne exercităm votul, având sentimentul unei datorii împlinite. Așa cum percepem noi situația actuală. Eu știu că oamenii au fost dezamăgiți de clasa politică. Avem pe tabla de șah aceste piese. Haideți să alegem piesa care poate să ducă până la capăt, să ajungă în inima dezvoltării, în emanciparea României, în atragere de locuri de muncă, în asigurarea unei pensii liniștite pentru fiecare de noi. Eu îndemn pe toți cei care ne privesc, haideți să fim împreună duminică pe 6 decembrie, votăm Partidul Național Liberal, votăm pentru o Românie dezvoltată, pentru o Moldovă dezvoltată, pentru un Neamț pe care împreună să-l dezvoltăm, pentru un roman metropolitan mai frumos, mai demn și mai dezvoltat pentru fiecare cetățean în parte. Iar eu vă urez să aveți mult succes, trebuie să punem punct aici, nu mai avem timp, a expirat
timpul alocat emisiunii și o să ne certe cineva. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența. Astăzi, stimați spectatori, în această seară am avut alături de noi pe domnul senator Eugen Nazare Țapu, candidat pentru încă un mandat de senator din partea PNL-ului, și domnul Dan Laurențiu Loveanu, deputat în exercițiu și candidat pe poziția a doua pentru la Camera Deputaților, tot din partea PNL. Vă mulțumesc pentru prezență încă o dată și, stimați spectatori, să aveți o seară minunată. La revedere, numai bine. Mulțumim, la revedere.